scrisorile lui Ion Vica despre această ediție. Urmând ca distinși vorbitori să intre apoi în amănunte. Este o ediție integrală. Edițiile post-vedice, începând cu ediția de opere a lui Ion Roman, erau ediții cenzurate. În primul rând, era eliminat tot ce însemna comentariul legat de influența negativă a Rusiei în istoria noastră modernă. Este o ediție ilustrată, este o ediție ilustrată de Rareș Ionașcu, cu desene care pornesc de la materiale documentare iconografice originale, din epocă. Și este o ediție care beneficiază și de o notă biografică destul de substanțială, de note de contextualizare istorică și de indice de lume și de glosar. Mai departe vă va vorbi doamna Ioana Părculescu. Mulțumesc și eu. Ediția este făcută chiar de domnul Radu Birmancea, așa că știe ce vorbește. Vreau să vă spun că, într-un fel, ne simțim aici, vorbesc în numele meu, dar cred că la fel se simt și distinși, cum să le spun, conlocutori. Ne simțim ca pașoptiști, adică suntem o mână de oameni, suntem trei oameni care vorbim pentru o mână de oameni. Este un gest romantic acesta, dar e cu atât mai frumos, se potrivește. Vreau să spun că aș vorbi și doar noi între noi, aș vorbi și cu un singur om despre această carte. Este una din bucuriile acestui târg pentru mine. Am fost acum 2 ani, în vara aceea fierbinte a lui 2012, am citat în o parte din scrisorile către Vasile Alexandri și am spus este o carte terapeutică, face bine la sănătate. Cu adevărat recomand cartea aceasta oricui, să o citiți în fiecare seară, să citiți câte o scrisoare în fiecare seară, este o minune. Și acum să aleg câteva gânduri mai coerent, fără să vă țin prea mult. Din secolul al XIX-lea, ce a rămas cel mai frumos și ce m-a cucerit pe mine cel mai tare sunt scrisorile. Aici, toți oamenii de secolul XIX, că sunt pașoptiști, că sunt post-pașoptiști, au atins perfecțiunea. În arta epistolară nu a fost niciodată un moment mai bun decât acesta. În opera lor literară sunt mai ezitanți, limba însă și era la început, dar scrisorile le-au scris în cea mai înaltă nuanță. Lucrul nu e întâmplător, pentru că pentru scrisori îți trebuie și suflet, îți trebuie și prietenie. Ion Vica a fost un personaj pitoresc, spun doar 3-4 lucruri despre el, care îl fac să fie și om de secol XIX, dar și foarte diferit de acei oameni. În primul rând, el era os de domn, în sensul că familia lui cuprindea mai mult domn, dar avea o formație științifică față de toți ceilalți care aveau formații mai degrabă umaniste. El a fost inginerul grupului de secolul XIX. De asemenea, era anglofon, a fost la Londra ministru, a ajuns vei de Samos și a generat o carte superbă pe care vă recomand, de asemenea, dacă o mai găsit undeva, prin Tughita, romanul Danei Dumitriu. Și vreau să vă spun că o evoc pe Dana Dumitriu, dar aș putea să le evoc pe Mircea Cărtărescu. În Levantul lui Mircea Cărtărescu se simt influențele din aceste scrisori. E una din cărțile favorite ale lui Mircea Cărtărescu, de asemenea. Scrisorile acestea au luat naștere la îndemnul lui Vasile Alexandri și e dată în început scrisoarea
care prilejuiește toată povestea, vă spun din ea doar atât. E o capodoperă și această scrisoare, vă spun din ea doar că Alexandrii, vorbindu-i unui inginer, i-a spus așa, se va inventa cu siguranță un stenograf de buzunar. Deci a avut în minte reportofonul sau magnetofonul, reportofonul de fapt, care să înregistreze, și mai ales în secolul nostru al avocaților și al nu știu cui, care să înregistreze convorbirile, dar până să se inventeze stenograful ăsta de buzunar, deci tradus reportofonul, până atunci, te rog, scrie despre, și îi face așa un fel de tablă de materii despre ce trebuie să scrie, îl prezintă pe el ca personaj pitoresc și care a înfruntat pirați și bandiți și s-a descurcat foarte bine. El era în același timp și ghebos, depresiv, deci era un personaj complex, melancolic, nu totdeauna iubit de contemporanii lui, un vis cu totul deosebit. Din scrisori îl puteți reconstitui. Scrisorile sunt o minune, toate scrisorile sunt pagini de o frumusețe literară extraordinară, dar nu vi le descriu și nu am să vă spun ce conțin, mai ales că bănuiesc că știți. În schimb, vreau să vă spun ce mi se pare mie important, lecția acestor oameni. Acum un an, când lansam cu Dan, 2 ani, când lansam cu Dan Caragiale, am spus amândoi despre el că este un om care știe să îmbătrânească frumos. La fel și Ghica și Alexandrii știu să îmbătrânească frumos. Ei nu se gândesc cu frustrare la tinerețe, ci dau la bătrânețe ceea ce a putut secolul lor să dea interesant. Pentru că ei s-au identificat cu istoria culturată a unui întreg secol care categoric a fost secolul marilor schimbări și a schimbat fața lumii în mai multe rânduri și în diverse etape. Ghica, care e născut în 1816, a prins toate aceste schimbări, a prins istoria, a participat la istorie, la fel ca Alexandrii, și la bătrânețe s-au gândit să înregistreze aceste lucruri și să le dezvăluie celorlalți. Și în felul acesta au îmbătrânit frumos, scriind, cu o notă de melancolie, dar fără frustrare, pentru că nu e ușor să te gândești la tinerețe, și s-au simțit împliniți. În același timp, scrisorile au multe pagini de actualitate, incredibil de actuale, între care, de pildă, una este cât de prost se simt românii în străinătate, că le e aproape rușine să spună că sunt români. Și ei au încredere în viitor și asta este un fel de lecție. Felicit editura Humanitas că a publicat această carte și îi dau cuvântul lui Tancer Mihailescu, pentru că vorbește despre aceeași carte, iar doamna Timiti va vorbi despre Bacalbașa și va încheia frumos. Mulțumesc foarte mult, haideți să-l auzim. Simt în dumneavoastră, vă citesc în ochi perspectiva mesei de seară.